Nu e ok ce faceți. Am dreptul să filmez, sunt de la presă, am dreptul să filmez. De ce faceți asta? Nu aveți niciun drept să faceți asta. Plecați aici, plecați aici. Dă-i drumul. Am văzut, am văzut. Nu mă interesează, dă-i drumul de aici. Dă-i drumul, am zis. Dă-i drumul de aici. Dă-i drumul. Plecați aici. Plecați aici. Dă-i drumul, auzi. Vreau să știu ce legitimație ai. Dă-i drumul de aici. Vreau să știu. Dă-i mă drumul, că-mi bă. Vreau să știu numărul tău de legitimație. Dă-i drumul de aici, mă filmă, hai. După ce m-ați lovit de atâtea ori. Dă-i drumul de aici, dă-i drumul de aici. Cum i-ați lovit pe ei? Dă-i drumul de aici. Dă-i drumul de aici. Cum i-ați lovit pe ei, i-ați scos degeaba din taxi. Uite ce hal sunt pe jos. Te-a rugat frumos. Aveți voie să faceți asta? Am piatra în mână. Și uite ce am eu în mână. Asta e din cauza voastră. Nu noi am dat în voi. Dă-i drumul, mă uite. Sunt ok, Cătălin? Sunt ok. Am tot dreptul să filmez aici. Îndepărtează-te. În spațiu public, am legitimație, sunt la distanță, nu vă împiedic, mă agresez, mă agresez, numărul de legitimație. Vă rog frumos, nu vă apropiați atât. M-ați agresat. Am legitimație presă, nu vă împiedic să faceți nimic, vreau să filmez asta. Andreea, stai pe loc. Mergeți! Hai înapoi, nu mă filmați, vă rog frumos, hai. Am tot trebuit să filmez, aici rămâne. Nu mă filmați aici, da, gata, hai. Da, frumos să nu mă filmați, da, hai înapoi. Am tot dreptul să filmez, îmi pare. Nu mă filmați, este în regulă ce se întâmplă. Hai încolo. Nu mă filmați, haideți, mergeți. Poți să rămân foarte bine și aici. Nu mai rămâneți aici, mergem mai încolo. Și unde, până unde mai încolo? Ce înseamnă mai încolo? Da. Uite, asta, în seara asta, e din cauza voastră. Legitimația asta? Da, bine. Ok, aici stau. Bine. Aici, de aici nu mă mișc. Bine. Linia asta, asta e linia mea. Asta e linia mea. Pur și simplu eram cu bicicleta pe trotuar și mi-a dat cu bulanul și a sărit pe mine. Lângă copacul ăsta să nu vină iarăși la micu. Abuz de putere, domnilor. Ce au mers ăștia? Au mers de încolo sau? Jandarmii încolo, puteți să dare încolo. Păi și de ce au fost? Sunt dube acolo, probabil. Au luat doi oameni. Dar nu știu în ce direcție să mergem. Indat și după aia întrebat. Felicitări! Felicitări!
Dictatura militară lui Andracu să ia. Asta este. Cum comentați abuzurile din această seară? Cum le comentați? Acele grenade date de oameni bătrâni care stăteau jos, care au fost călcați în picioare. Dragilor, cum comentați asta? Vă ascult! Sunteți oameni în folosul legii și a populației. Cum comentați, bătrâni, călcați în picioare? Spune, dragilor! Putem avea parte de dialog. Acum nu dăm la voastră. Avem nevoie de un dialog. Avem nevoie de cineva.